Președintele Vladimir Putin a anunțat o operațiune militară specială în Donbas. Imediat după declarația sa, mai multe explozii au început să se audă în orașele ucrainiene Kiev, Harkov sau Odessa, precum și în estul țării. Sunt anunțați primii morți în urma invaziei rusești masive care a avut loc în primele ore ale zilei de joi. Ministerul de Interne de la Kiev anunță 8 morți și 9 răniți în urma bombardamentelor Rusiei. Informația a fost transmisă de un consilier al ministrului ucrainean al afacerilor interne. De asemenea, 19 persoane sunt date dispărute. Pentru că se pierd foarte multe vieți nevinovate, și nu trebuie să fie. Asta e o răzbunare, e un orgoliu, e ceva de groază. Să nu protejezi oamenii, să nu asta. Și plus construcție, să dărâmă orașe, să dărâmă, vă dați seama ceva. Cine le construiește? Cine le reface? Cine va fi? Cine e spitale și astea, toți oamenii ăștia care mor, ce fac? Degeaba, pur și simplu din cauza unui orgoliu. Nu zic că e bine sau e rău. Fiindcă mor copii, mor tineri, mor bătrâni. M-a avut astăzi o discuție cu un coleg de-al meu că a început războiul în Ucraina. Și eu zic, dom'le, trebuie să fim foarte... Noi să ne vedem de treaba noastră. Da, mă, dar vor muri copii, bătrâni și așa. Păi, măi, prietene, dacă și pe noi ne mănâncă, să ne băgăm undeva, vor muri și ai noștri copii, fete, tinereți și bătrâni. Eu zic că mai aproape meste cămașa decât meste flanelul sau tricoul. Eu zic că la nivelul nostru de pensionar, de oameni ai străzii, oameni ai parcurilor, să tăcem din gură și nu avem calitatea asta morală să vorbim. Forțele armate ruse ar fi suprimat apărarea antiaeriană a Ucrainei și au dezactivat infrastructura bazelor aeriene ucrainene, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Sistemele de apărare aeriană ale forțelor armate ale Ucrainei au fost suprimate. Infrastructura militară a bazelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei a fost scoasă din funcțiune, a declarat Departamentul Militar Rus într-un comunicat. Eu nu cred că Rusia face cine știe ce problemă, pentru că actualmente sunt mai săraci decât noi. Rusia nu o să reziste pentru că e mai săracă decât România și o să renunțe. E o chestie doar de imagine, a dislocat atâta forță armată, militară și acum dacă nu iau inițiativă se face de râs. Face așa un pic așa de manevră, la urmă se întoarce acasă. Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă condamnă cu hotărâre invadarea de către Federația Rusă a teritoriului Ucrainei, care reprezintă un act ilegal de agresiune contrar principiilor dreptului internațional consacrate de Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o nouă Europa, Carta Securității Europene și celelalte documente care definesc actuala arhitectură europeană de securitate.